Stimați invitați, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bună ziua, bine ați venit la Centrul Cultural Lira. Suntem în ultima zi a ceea ce Primăria Municipiului Moinești, împreună cu toți ceilalți parteneri, pe care o să-i amintim imediat, v-a oferit timp de 3 zile. Astăzi este a 3-a zi din cadrul Festivalului Filmului Istoric Românesc aici la Moinești. Este o primă ediție, ce spunem noi, că până acum a decurs foarte, foarte bine. Așadar, ați demonstrat că aici, la dumneavoastră acasă, se poate face un festival cu filme bune, cu filme românești, cu filme de calitate. Și pentru că e o zi cu totul și cu totul specială, n-am să vă răpesc foarte multe minute, pentru că după ce o să urmărim filmul documentar, pe care Luiza Șora l-a pregătit cu mare drag, o să urmeze o discuție interesantă cu toți invitații noștri. Așadar, fac o scurtă trecere în revista ceea ce s-a întâmplat până acum. Am început vineri cu România Neîmblânzită, un film documentar ce ne-a prezentat toate frumusețile acestei țări, dar și un semnal de alarmă a adus cu privire la cum trebuie să avem grijă de țara noastră. Ieri am avut parte de 2 filme în premieră aici, pe un ecran mare, la Moinești, pentru Patrie, în prezența actriței Ileana Popovici, pe care o salut, e prezentă aici în sală. Mulțumim tare mult pentru prezență. Și seara a continuat cu un film documentar, Licu, o poveste românească. O poveste care a adus așa un farmec aparte și m-am bucurat că ați rămas în sală până la final și au fost câteva persoane cărora sunt convins că le-a plăcut ceea ce au văzut. Toate filmele au fost prezentate și sunt convins că v-a făcut mare, mare plăcere să o vedeți sau să o revedeți pe ambasadoara noastră dragă, Irina Margareta Nistor, pe care o să o vedeți acolo. Bună seara! Așa cum vă spuneam, e o zi specială, dar pentru că sunt și foarte mulți invitați de excepție în această după-amiază alături de noi, am să-l invit aici, lângă mine, pe primarul municipiului Moinești, domnul Valentin Vieru, cu toate mulțumirile de rigoare din partea întregii echipe și din partea invitaților, pentru că împreună cu echipa de la Primăria Municipiului Moinești a făcut o treabă foarte, foarte bună și, domnule primar, mesajul invitațiilor cât și a echipei este să nu vă opriți aici. Pentru că e un început cu dreptul, spunem noi. Felicitări! Mulțumesc! Nici într-un caz nu o să ne oprim aici. În primul rând, bună seara, bine ați revenit sau bine ați venit dacă n-ați fost la zilele precedente când am început acest festival. Iată-ne că după câteva eforturi împreună cu colegii mei din primărie am reușit să primim o finanțare de la Ministerul Culturii pentru cei care nu au fost la deschidere, spun acest lucru. Și am reușit să organizăm acest festival. Știți, o parte dintre dumneavoastră, că am mai avut un festival dedicat centenarului în primăvară. Domnul Giurgea zicea că o să ne mai viziteze, dar nu credea că chiar în această toamnă o să fie din nou la Moinești, la un festival destul de mare, să zic eu așa, pentru localitatea noastră, pentru că am avut invitați de seamă, cum vă spunea domnul profesor Șora, doamna scriitoare Șora, doamna Irina Nistor și doamna Popovici, ne-a dat să vină prima dată în oraș. Cred că au plecat cu o impresie frumoasă, nu numai despre Moinești, pentru că ieri au vizitat muzeul de la Măgirești. Salut pe domnul primar prezent aici, domnul Ionică Câdă, îi mulțumesc. Au vizitat împrejurimile Târgovnei și Slănicului, domnul primar Gheorghe Baciu, îi mulțumesc că este astăzi aici. Am fost la Salina dimineață, am fost la muzeul la Tescani și, bineînțeles, au vizitat și locurile din municipiul nostru. Le mulțumesc, îi mai aștept cu drag aici la Moinești și sigur vor fi niște promotori de seama ai municipiului Moinești, că ne dorim să promovăm acest oraș, de aia e și stațiune turistică, de aia muncim la proiecte noi împreună cu asociația pe care am constituit-o. Dar vă mulțumesc dumneavoastră, cei care ați ales să fiți astăzi aici între noi, le mulțumesc tuturor moineștenilor și Consiliul Local că au sprijinit acest proiect și cu siguranță vom continua această activitate. Nu este ultimul eveniment dedicat centenarului, mai avem pe data de 29 pentru a punctat și Ziua Națională a României.
Vom avea o festivitate de depunere de coroane cu un ceremonial militar la monumentul din Parcul Central, cel care l-am realizat în septembrie, acel cu harta României Mari. Vă doresc vizionare plăcută în seara asta, să-l salut și pe domnul Procopie din nou, cel care peste 13 luni face 100 de ani. Iată, avem un centenar aici. Doi centenari, 100 și 100 de ani. Te felicităm și să avem mereu un bico pe noastră. Vizionare plăcută și vă mai aștept la toate evenimentele pe care ne străduim să le organizăm și să vă îmbiem cu tot ceea ce credem că face bine municipiului și din punct de vedere cultural, sportiv și de altă natură. Vă mulțumesc! Și vă mulțumesc, domnule primar. Iată o întâlnire între centenarii de această după-amiază. Și dacă toți suntem la o întâlnire între centenari, e un moment istoric cel care se întâmplă în această după-amiază aici, pentru că filozoful Mihai Șora este la Moinești. Și mulțumim frumos pentru prezență. Domnule profesor, mă bucur tare mult că sunteți aici la Moinești. Și am să invit alături de noi pe Luisa Palanciuc Șora să ne povestească și să ne spună câteva cuvinte despre, inclusiv despre domnul profesor, dar și despre, pe scurt așa, despre documentarul pe care l-a pregătit cu mare drag. Salut, mâna! Bine ați venit la Moinești! Bună ziua tuturor! Mulțumesc, Andrei! Vă mulțumesc că ați venit, vă mulțumesc că sunteți alături de noi și eu îmi venea să spun, propun să-i lăsăm singuri și să-și istorisească centenarul. Vreau să vă spun câteva cuvinte. Se întâmplă lucruri foarte strani. Zilele trecute am avut un eveniment mai neplăcut, mai nefericit, de fapt, în preajmă. S-a stins un prieten drag, Sorin Vieru, un filozof. N-au fost colegi de generație, Mihai Șora și Sorin Vieru, dar este un om de o mare căldură și la care ne gândim și acum foarte mult și cu mare drag. Și ajungând la aeroport, a scris Mihai Șora câteva rânduri zilele trecute, de altfel. La ajungând la aeroport am văzut niște tablouri foarte vii în culori și m-am gândit, uite ce straniu se așează lucrurile, de fapt se duce un om, dar de fapt răsar niște culori, exact cum picta Sorin Vieru, îi aduc acest mic omagiu. Și ajungând aici, constatăm că primarul locului se numește tot Vieru, deci, cum spuneam, se întâmplă lucruri. Ei bine, vreau să vă spun două, trei cuvinte despre Mihai Șora, ca să stabilim cumva personalitatea lui, care este incomensurabilă, dar mie îmi revine de obicei această sarcină, pentru că proximitatea mă ajută cumva. Știu și alte lucruri pe care poate ceilalți nu le-au pătruns sau nu le-au dibuit încă perfect. Mihai Șora s-a născut în 1916, în 7 noiembrie, am socotit noi, deci care 102 ani și câte zile, nu mai știu câte sau 12 zile. A studiat la București, la Timișoara s-a născut, unde a studiat filozofie greacă, latină, a venit la Facultatea de Filozofie la București în 1934. Zilele trecute am fost la Timișoara și și-a revăzut liceul adolescenței și a fost acolo un moment iarăși foarte emoționant să treci și să urci și scările unde urcai când erai școlar de numai 10 ani, pentru că era ciclul întreg. Apoi a venit, spuneam, la București, unde a studiat filozofia 1938. A plecat cu o bursă a guvernului francez în Franța, unde a rămas 10 ani. Deci a prins acolo și perioada războiului. Spun aceste lucruri pentru că sunt importante. Cultura franceză l-a format, l-a edificat, l-a instalat cumva pe orbita occidentală, din care în 1948, din nefericire, a fost smuls, venind în țară cu o excursie să-și vadă părinții pe care nu-i văzuse timp de 10 ani. A fost confiscat, pur și simplu, sechestrat, arestat din ordinul Anei Paucăr și a fost, practic, i s-a schimbat, i s-a decalat total destinul, i s-a mutat din loc destinul. Cum faci ca să revii pe orbită? Cum faci să-ți recâștigi oarecum existența, să-ți redobândești destinul pe care ți-a fost amputat? Sunt întrebări pe care eu le-am pus în mod recurent lui Mihai Șora și toate filmele pe care le facem, care nu sunt filme documentare în sensul clasic al cuvântului. Doamna Irina Margareta Nistor știe că noi nu facem documentare cu
voce explicativă în fundal și așa mai departe, vrem pur și simplu să chiar așa procedăm. Pun camera și uităm de ea. Deci apăs pe buton și uităm să închidem sau până se termină bateria. Deci de aceea este și foarte greu să compui la sfârșit o narațiune, pentru că de fapt e o linie continuă, tocmai cum sunt desenele lui, o linie neîntreruptă pe care noi am numit-o linia vieții. Este, cum spunea Hokusai, celebru pictor japonez, vorbind despre arta lui, va fi o linie și va fi un punct și totul va fi viu. Toate aceste filme pe care le facem de 15 ani, cred, sunt astfel de linii, de puncte vii, care constituie o linie continuă. Ceea ce veți vedea astăzi este un fragment dintr-o astfel de linie continuă, cu momente în care Mihai Șarata, cel de lung, este una dintre trăsăturile lui ființiale, pe care cred că cei care îl cunosc foarte bine nu au înțeles-o până în străfundurile ei, nu au înțeles-o până în subtilitatea ei referențială. Mihai Șorat tace nu pentru că nu ar avea ceva de spus, ci pentru că interioritatea lui este mult mai adâncă decât exterioritățile noastre compulsive sau sentimentale sau intelectuale sau revulsive. În orice caz, vreau să vă doresc o vizionare plăcută și ne mai auzim poate după film. Neapărat ne auzim după film, pentru că după ce o să urmărim acest film documentar în premieră pentru noi toți, pe această scenă vor urca Luiza Paranciuc-Șora, domnul profesor Mihai Șora, Irina Margareta Nistor, Ileana Popovici, să dezbatem și să comentăm lucruri umane, spunem noi, dar și pornind de la filmul documentar pe care invitata noastră ni-l propune. Așadar, după film urmează o dezbatere și vă spun eu, o să țineți minte toată viața. Mă bucur tare mult de această imagine frumoasă pe care o am aici în față. Doi centenari, trebuie să spunem. Mai aveți un pic și ajungeți la această vârstă frumoasă și mă bucur tare mult să îi văd cu zâmbetul pe buze. Ambii sunt cu zâmbetul pe buze, ceea ce cred că e fabulos ceea ce se întâmplă în această seară aici. Și chiar domnul din stânga mea spunea, eu sunt mai tânăr decât domnul profesor Mihai Șora. Ce poate fi mai frumos? Mulțumim frumos pentru prezență! Vă mulțumim tare mult! Să știți că astăzi scriem o pagină în istoria noastră. Vizionare plăcută, ne închidem telefoanele mobile, pentru că e vorba de o tăcere aparte în acest film documentar. La final vă reamintesc, toți invitații speciali vor urca pe această scenă să stea de vorbă cu dumneavoastră. Vizionare plăcută, Moinești! Andra muienne pe musa politropon,
coșmarul la plante e pe o întâlnire de suflet, o, mai mult, spunem așa, discuție, o discuție liberă despre ceea ce am povestit, despre viață, despre timp, despre copilărie, de ce nu? Ați văzut ce înseamnă copilăria pentru filozoful Mihai Șora și poate o să povestim puțin și despre inimă. Cum e inima? E de piatră sau nu? Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Mihai Șora! Domnule profesor, vă invităm împreună cu doamna Luisa Palanciuc-Șora, alături de noi, Irina Margareta Nistor, Ileana Popovici, vă rugăm tare mult, ne urcăm pe această scenă și începe o discuție, sunt convins, o foarte, foarte frumoasă. Așadar, domnul profesor, îl rugăm aici în mijloc, pentru că are un monitor. Așa, dumneavoastră acolo. Doamna Ileana, lângă domnul profesor și ce onoare, da? Perfect. Avem aici, vă rog frumos, ia uitați ce distribuție de excepție. Cred că e unicat să vedem o asemenea imagine într-o asemenea după-amiază. Aici va fi un microfon, să nu îl îndreptăm către monitoare, mi-a spus colegul meu Gabi. Mai avem aici încă două microfoane și pentru început, sunt tare curios, poftiți unul aici. Ne auzim și în monitor și unul acolo. Eu sunt purtătoarea de microfon pentru dumneavoastră. Domnule profesor, în primul rând, bine ați venit la Moinești. E, cum spuneam, onorant pentru noi. Și uitați că deja totul este pregătit. Pălăria e unde trebuie. Și ce mai am acolo pe masă, minute despre noastră? Pălăria a devenit un personaj din film, aproape fără să ne dăm seama, de fapt. Pentru că am filmat foarte des, mi se întâmplă să mergem în exterior și atunci Mihai Șora, care se consideră un personaj, nu se consideră, chiar este un personaj cu acest accesoriu, care face parte din ființa lui, având mereu pălăria, firește, ea se regăsește în mai toate cadrele, chiar și când apare pe alături sau fără să ne dăm seama, intervine cumva, ca un fel de punct cardinal. Știm, privind-o unde este nordul. Alături îl aveți pe Socrate. Am făcut un film despre Socrate, se numește Surâsul lui Socrate. Am filmat la Atena, în anul în care Mihai Șora împlinea 101 ani. Și deci anul trecut, mi se pare deja o eternitate. Și acest mic obiect din, nu știu ce, din gips, probabil, care firește face parte din arsenalul obiectelor din gips vândute peste tot în Grecia, ne-a însoțit peste tot și l-am luat așa ca un fel de porte-bonheur, să spunem. Mai mult decât personajul Socrate, dar îl plimbăm cu noi pretutindeni și ne place să ne jucăm și să spunem, acum îi arătăm lui Socrate Moinești, de pildă, sau pinii care se văd de la fereastra noastră. Stăm într-un cadru superb, un pic mai sus și le mulțumim gazdelor noastre că ne-au oferit această ocazie de a sta și de a vedea niște copaci superbi. Să ne spună, domnul profesor, cum vede Moinești, așa să începem cu o întrebare simplă, așa, de încălzire. Cum e la Moinești, domnule profesor? Așa, pentru început, să ne încălzim. Hipoacuzia, ca să spunem, să nu-i spunem surzenii, dar dreptul, te izolează mult mai mult decât miopia și chiar decât orbirea care îți permite să comunici cu cei din jurul tău. Surdul însă e un om singur. Nu, niciun sunet nu ajunge la el. Asta este situația. Deci întrebarea e cum vi se pare locul, cum vi se pare Moinești? Cum
Cum vi se pare locul acesta, la Moinești? Da. Mă simt totuși foarte bine printre dumneavoastră. Sunteți aici, că sunteți prezenți și sunteți cu inima alături de mine. Vă mulțumesc! Un singur lucru, că Mihai Șora este un om al vibrațiilor. Eu mi-am dat seama foarte, foarte târziu de acest lucru. Simte și vibrațiile pozitive și cele negative. N-aș putea să explic în mod științific acest lucru. Și de altfel, el însuși nu le verbalizează întotdeauna. Ați văzut și în film. Niciodată nu a pronunțat cuvântul Dumnezeu sau cuvântul Iisus sau cuvântul cel viclean, să spun expresia. Dar este vorba despre toate aceste lucruri, să spun, este vorba despre aceste entități, să le spunem. Și atunci, pentru că este un om al vibrațiilor, noi ne-am obișnuit așa, s-a creat un fel de cod nescris să vorbească fără să-l întrerupi. Și îmi pare rău de fiecare dată când intervin cu câte o întrebare, aproape că mă simt în plus, cumva. Dar dumneavoastră sunteți invitați să-i puneți întrebări, mai răspunde. Sper să le audă. Cu siguranță ne va auzi domnul profesor. O vârstă frumoasă, o vârstă venerabilă și ne bucurăm că, iată, se întâmplă această întâlnire. Cum a văzut Irina Margareta Nistor filmul pe care tocmai am terminat de proces la el și cum îl percepem pe, iată, pe Mihai Șora, o personalitate autentică, trebuie să spunem, pentru că l-ați văzut, domnul profesor participă, e activ în societatea noastră de zi cu zi și are vorbele de fiecare dată acolo unde trebuie. Puține, dar bine plasate. E un film extrem de duios. E înțelept și duios. Sunt două lucruri care, în general, nu funcționează împreună. Și cred că asta, de fapt, îl definește pe domnul profesor. Așa cum îl definește și pălăria, care, între altele, este un simbol al unei lumi pe care am vrea înapoi, o lume foarte elegantă. Fără pălărie n-ar putea să o scoată în fața noastră, ceea ce întotdeauna în fața unei doamne face gestul ăsta, pe care aproape toată lumea l-a uitat, fie pentru că nu mai poartă pălărie, fie pentru că de multe ori cel mult o mai scot dacă merg la biserică, dar în rest lumea nu mai are gestul ăsta foarte firesc să scoată pălăria. Și cred că scoate pălăria și în fața timpului. Asta mi se pare foarte frumos, pentru că are un raport extraordinar față de timp și cred că de asta și timpul este mult mai îngăduitor cu domnia sa și cu noi. Pentru că la rândul nostru profităm de fiecare dată și mi-a plăcut teribil de tare imaginea de la final, care era așa un drum, e o combinație între un Spielberg, între un E.T. așa, care el aparține unei alte planete, este evident că Mihai Șora aparține unei alte planete, dar din care, din când în când, intrăm și noi pe orbita lui și asta mi se pare foarte frumos, că ne permite să intrăm pe orbita lui. Și mi s-a părut în final care avea așa o combinație între drumul spre stele și Spielberg. E o combinație foarte, foarte frumoasă și foarte, din nou, foarte cinematografică. Iar apropo de șederea noastră aici, la Moinești, n-am să uit niciodată, cred că, plimbarea de ieri de la baraj, care a fost una dintre cele mai interesante, în primul rând că acolo era un baraj care avea exact jumătatea vârstei lui, asta mi s-a părut foarte frumos, și la un moment dat, domnul primar de acolo a vrut să facă, de la Drămănești, a vrut să facă o splituire, să zicem, o împărțire, și a zis așa, cei mai tineri merg pe aici cu noi, așa, să vedem mapa, așa, cei mai puțin tineri merg la mașină. Domnul Șora a fost la cei mai tineri, din start, adică nici nu a pus problema și a mers, să știți că drumul e destul de complicat pe acolo, înțeleg că puțină lume ajunge înăuntru, și n-a avut nicio ezitare. Mărturisesc că cred că noi am avut mai multe ezitări decât a avut domnul Șora la toate treptele alea și la toate locurile de acolo. Iar locul era atât de impresionant încât tot timpul aveai tendința să te uiți spre el și spre ceea ce
De ce e în stare omul să facă? Și tot timpul am văzut așa un fel de legătură, un fel de sincronicitate între, între un baraj imaginat de un tip genial, absolut genial, însoțit și de un tânăr care are grijă de acest baraj acum și tot așa era exact legătura pe care ați văzut-o la final în filmul lui Izei între domnul Șora și generația foarte tânără care e fascinată de fiecare dată de domnul Șora care încearcă de fapt să ne facă mai bun și asta cred că de fapt este cel mai frumos cadou pe care mi-l poate face. Și filmul Lizei e atât de frumos pentru că e un puzzle, dar e un puzzle ca un cub Rubik, pentru că la un moment dat el se unește și face cum noi nu suntem în stare să facem un cub de la Rubik rapid, așa. E, în filmele ei, întotdeauna ea, la sfârșit, reușește să le unească. Nu știu cum Dumnezeu, cred că e așa o chestie de inspirație de asta formidabilă. Ea povestea cu cărțile, mai ales acum când e și târgul la București și când poate că ar trebui cărțile să fie mai prezente ca niciodată în viața noastră, m-am gândit că și acolo era o coincidență, sigur că în momentul în care Luiza a făcut filmul, nu știam unde să-l prezentăm noi aici, pentru că trebuie să știți că este într-o premieră absolută, deci nu l-a mai văzut nimeni în afară de dumneavoastră și de noi astă seară. Sigur că nu știa că, de fapt, acest cinematograf, Lira, din nou e așa foarte, foarte poetic, se află vis-a-vis de o librărie. Deci, iarăși, sunt lucrurile foarte adunate între ele și de-aia spun că numai prezența și de-a faptul că Luiza imortalizează fiecare gând în parte și fiecare gest în parte și fiecare... Mi-a plăcut teribil de tare că are o floare în mână totdeauna. Sau dacă mai mergem pe undeva și mi-aduc aminte când am fost la Iași și au primit niște flori, el imediat floarea lui a dat-o Luizei. Asta mi s-a părut foarte frumos. Adică sunt foarte multe gesturi din care sper ca lumea să învețe, pentru că multe dintre ele probabil că le-am uitat. Mulțumim frumos! Da! Mulțumesc, doamna Inistor, pentru cuvintele generoase. E foarte generoasă de fiecare dată, să știți. Deci, noi suntem copleșiți mereu și voi colegi cu vestia. E de bine, domnule profesor. Tot ce s-a spus e de bine. Lira este și la început, pentru că sunt primele versuri din Homer, da. Și sunt recitate în greacă veche. Și cine le recită? Ioanis, un prieten, care știe foarte bine și citește Homer în metru antic. Și exact așa începe în traducerea celebrului și prietenului nostru, Dan Slușanski, cântă zeiță, mânia cea prinsă pe Ahil Pereianu și așa mai departe. Deci, vă amintiți versurile măcar în limba română și ritmul și acea cântare era la liră, firește. Evident, da. Mergem mai departe. Doamna Ileana Popovici, care a fost tare bucuroasă să parcurgă un drum, chiar dacă lung, dar unul frumos, către Bacău, apoi la Moinești cu domnul Șora, cu doamna Luiza Palanciuc Șora. Aventuri în aeroport. Exact. A fost o călătorie frumoasă și de fiecare dată când stau de vorbă cu doamna Ileana Popovici și povestim despre aceste întâlniri fermecătoare, pentru că am mai avut o întâlnire astfel de acest gen la Iași anul acesta, ne mirăm de unde atâta putere, de unde atâta farmec, pentru că e vorba și de farmec. Inclusiv ne uitam la fotografiile pe care le-am realizat ieri împreună cu domnul profesor și chiar doamna Irina Margareta Nistor spunea și privirea domnului profesor e una care te face să chiar să te oprești în loc. Doamna Popovici, cum ați văzut, cum îl percepeți dumneavoastră pe domnul profesor Șora? Trebuie să recunosc că eu sunt foarte îndrăgostită de domnul Mihai Șora. Puteți să-i spuneți asta, vă rog, tare mult? Domnule profesor, așa. Doamna Ileana Popovici spune că este foarte îndrăgostită de dumneavoastră. Doamna Ileana Popovici, alăturile. Eu sunt foarte îndrăgostită de dumneavoastră. Vă iubesc foarte mult. Vă iubesc foarte mult. Și nu pot să spun mai mult decât că îi mulțumesc Luizei
pentru faptul că ni-l aduce totdeauna pe domnul profesor așa cum noi poate nu îl cunoaștem. Și pentru noi este un mare privilegiu, o mare onoare, o mare bucurie și vă spun, eu nu pot să spun decât că mulțumesc celui de sus că suntem împreună cu niște oameni deosebiți pe care trebuie să știm să-i păstrăm în suflet și nu mai în suflet. Așa să-i stimăm și să-i purtăm așa cum merită. Luiza, eu îți mulțumesc foarte mult pentru filmul care l-ai făcut și am o întrebare pentru domnul profesor. Care este relația dumnealui cu copilăria? Ei, la asta mă gândeam și eu. Da. Care este relația cu copilăria? Relația cu copilăria. Am fost un copil fericit. Mă bucuram de lumea din jur, mă bucuram de dragostea tuturor celor care mă cunoșteau, începând cu părinții și cu neamurile mele. Mă văd așa, undeva pe câmp, într-o zi de vară, uitându-mă la cer și simțindu-mă în comuniune cu toată lumea, cu universul care mă înconjura, cu soarele de deasupra mea, cu câmpul verde care se întindea în dreapta și în stânga mea. Dar am avut o copilărie fericită. Și continui să mă hrănesc din ea. Faptul de a fi avut are o foarte mare importanță pentru mine. Cred că de altfel pentru toți oamenii care au avut o copilărie plină și bucuroasă. Sunt întrebări din partea dumneavoastră, nu știu, vreți să aflați ceva, să ne întrebăm pe domnul profesor? Îndrăzniți că nu se întâmplă absolut nimic. Noi să știți că... Interesant că această... această amintire de pe câmp e o imagine recurentă și cred că avem toți niște repere, niște puncte fixe la care ne raportăm și pe care le evocăm sau le invocăm mai degrabă ca o incantație permanentă și care ne cumva ne agață de viață, să spun, sau ne țin atașați de ceea ce este mai important. Toti mi-o dat-o, cum spunea Plotin, nu Platon, Plotin, un alt filozof important pentru noi. Ceea ce este cel mai important, s-ar traduce din grecește. Deci, acest toti mi-o dat-o este câmpul acela. Pentru Mihai Șora, cel puțin așa am înțeles eu, este câmpul acela în vară, în care se are loc această conexiune. El spune cu Universul. Noi știm că este cu Dumnezeu, dar e interesant că cred că numai o singură dată într-una din mărturiile pe care le-am filmat, pentru că am filmat sute de giga octeții de film, nu pot să mai spun peliculă acum, revine acest moment de câteva ori și mă întreb dacă ceilalți oameni, mai mult sau mai puțin conectați la realitatea vieții, la cotidianul, care poate fi mai întunecat sau mai senin, își păstrează acest reper, acest punct cardinal fix. Eu mai am o întrebare pentru domnul profesor. Cum vede generația de astăzi? Prietenii noștri care fac centenarul filmului, cei din sală, domnul primar care e tânăr, toți primarii i-am văzut foarte tineri și foarte activi. Cum vede generația de astăzi? Cum vedeți generația de astăzi? Cum vedeți generația de astăzi? Ca să spun cum văd generația mea. Cea de azi. Da. Trebuie să mă întorc totuși cu gândul la copilărie
ci s-o văd așa cum era în timpul copilăriei ei, inocentă, deschisă și interesată de lumea care e. Pe urmă au venit interesele mărunte, egoiste, care au izolat oamenii unii de alții. Nu? Dar când eram copii, eram nu doar o comunitate, eram în comuniune unii cu ceilalți. Joaca noastră era o bucurie împreună. Și când ni se întâmpla câte un necaz, tristețea noastră era tot așa împreună și mângâietoarea unuia pentru celălalt. Am avut o copilărie luminoasă și mă alimentez încă din amintirea ei. Și generația. Întrebarea era dacă, mă rog, dacă există diferențe sau cum vedeți generația de astăzi? Cum vedeți generația de astăzi? Cum vezi generația? De azi. Tinerii de azi. Sunt un om plin de speranțe. Uitându-mă la frumusețea exterioară a generației tinere, spun că investesc în ea toată încrederea mea. O văd și urez să rămână așa cum o văd eu. Nu? Deschise spre viitor, nu? Generoasă, nu? Dând din ea tot ce poate da, pentru ca viața care ne așteaptă în față să fie mai frumoasă decât fusese până acum. Avem totuși o speranță, da? Adică e de un optimism molipsitor. Asta. Dacă domnul profesor spune, trebuie să luăm aminte. Eram tare curios să ne spună domnul profesor de care poveste, că tot povesteam de copilărie, este atașat. Care-i povestea de care se simte atașat și îi place cel mai mult? Cred că sunt multe. Să poate facem un top, măcar una. Care ar fi povestea... Povestea de care sunteți atașat, povestea, un basm al copilăriei, poate povestea cu revenire. Nu ne auzim de păcate și asta, dar că nu știu ce facem în ecou sau... Da. Poate o poveste a copilăriei. Ce poveste? Nu știu. Care e preferată? Oricare, o poveste preferată. Spusă de tatăl, e fiul de preot Mihai Șora și... Poate ne povestește scena reverendei revărsate. Nu? Scena? Reverendei revărsate. Revederii cui? Nu, reverendei. Reverendei... Ah. Tatăl meu era preot. Deci în fiecare duminică, după ce slujise în biserică și se terminase serviciul divin, la care asistam atât eu cât și soara mea, ne întorceam acasă de la biserică și plăcerea noastră imensă era ca în momentul în care scotea reverenda, cum îi se spunea, în Ardeal, acolo la noi, deci straiele bisericești acelea le scotea, le scotea peste noi, nu? Asta era bucuria noastră mare de fiecare duminică înainte de a ne așeza la masă. Deci se întorcea de la biserică, noi le însoțeam și când ajungea acasă, își scotea reverenda și și-o scotea peste noi. Noi, sora mea și cu mine, rămâneam ascunși câteva clipe sub reverenda aceasta, și pe urmă scotea și reapăream la lumea luminoasă. Da. Asta e o amintire care îmi ține de cald în continuare.
Dacă aveți vreo întrebare, acolo este... Acum, vin eu cu un microfon la dumneavoastră, ca să ne auzim, vă rog. Sunt foarte recunoscătoare domnului ministru Mihail Șora, pe care l-am cunoscut prin 91-92, când am luat un concurs și am fost în București. Sunt profesor de franceză la Liceul Moinești și am luat un concurs la Liceul de Poligrafie în București. Din păcate, n-am putut să vând casa, să mă instalez acolo. Aveam una din fetițe, rămăsese în vădovă, și una din fetițe luase post în București. Și am vrut să ne mutăm toate trei și să locuim acolo, dar din păcate n-am putut să vând casa și am fost nevoită să mă duc în audiență la domnul ministru Mihail Șora, care atunci m-am convins că a fost nu numai cel mai bun ministru al învățământului pe care l-a avut România după Revoluție, ci și un om de omenie. M-a ajutat atunci că eram într-o situație destul de dificilă. Nu, mi se spunea la inspectorat că nu există posturi deloc în Moinești și domnul ministru a descoperit că erau două posturi la Liceu Spiru Haret. Și în sfârșit m-a ajutat să mă reîntorc acasă, lucru care a fost foarte favorabil pentru mine. Și atunci m-am interesat un pic să văd despre personalitatea domnului Mihail Șor. Și am citit lucrările sale filozofice, în special mi-am dat seama că este de o profunzime imensă, că este un om genial. Domnul Mihail Șora face o, cum să vă spun, pătrunde foarte adânc în interiorul sufletului omenesc. Este de o pozitivitate extraordinară. Chiar și acum cu acest film m-am convins că, așa cum a spus dumnealui, viața dumnealui este o poveste de lumină albă. Într-adevăr, sunt puțini oameni care pot fi atât de pozitivi. Eminescu, pe care și dumnealui îl iubește ca și mine și ca toți românii, are niște poezii atât de pesimiste, să spunem. Una dintre poeziile la care am plâns în viața mea a fost Rugăciunea unui dac. Această poezie este, poate că puțin o înțeleg, și este atât de profund disperată, să spunem așa. Este, ajunge să... El vorbește, vrea să se reîntoarcă în haos, ca să spunem așa. Că din repaos m-am născut și vreau să mă întorc în repaus, așa spune el, după ce blestemă tot ce este în jur și tot ce este. Există totuși, domnul profesor a spus că nu poate să conceapă nimicul și că lumea a apărut din nimic. Și totuși, așa cum există întunericul, există și nimicul din care, haosul din care această lume ordonată s-a născut. Pe mine m-a uimit faptul că Domnul poate fi atât de optimist încât să nu poată concepe această noțiune de nimic, de haos. Și totuși există ca o poziție cu ordinea, cu asta. Eu îi sunt extrem de recunoscătoare domnului ministru, mi-a făcut o cotitură în viață, eram disperată că nu puteam să, nu știam cum să mă mai descurc și atunci m-a ajutat foarte mult. Este într-adevăr, nu numai un suflet, numai un filozof de talie mondială, este un om desăvârșit, domnul profesor Mihail Șora. Că nu...
E o contradicție in adecto, cum se spune. Din nimic. Nu poți concepe nimicul. Dacă ești ceva, nu poți concepe nimicul de vreme ce ești ceva. De vreme ce poți concepe, înseamnă că acea entitate care poate concepe ceva, există. Dacă ea există, nu se poate spune că nimic nu există. Deci nimicul nu poate fi conceput de nicio minte care există cu adevărat. Nu? Deci părerea că o concep este o părere înșelătoare. Nu? Nu poate concepe nimicul ceva care există. Da, da, Eminescu zicea că îmi vine a crede că toate sunt nimică. Nu așa, doar în termenii nominale ai definiției. În sensul nominal al definiției pot concepe orice. Dar a concepe orice, dacă nu-l percepi direct, înseamnă că-l imaginezi. Nimicul nu-l poți imagina. Nu-l poți imagina pentru că trebuie să te imaginezi pe tine imaginându-l. Și dacă te imaginezi pe tine imaginându-l, deja nu mai ai de-a face cu nimicul. Trebuie să ai un curaj nebun să mai poți găima câteva cuvinte în această atmosferă în care secolul este comprimat în persoana maestrului și noi ne chinuim să definim infinitul, nimicul, mai marele sau alte concepte. Vreau să amintesc totuși, așa îmi vin frânturi, am mai multe variante de a începe, căci din vulturi, vulturi naște, din stejar, stejar răsare. Apropo de cine trebuie să nască ceva, nu se poate să fie mic ca să facă ceva mare. Și un prieten de-al meu, nu mai spun cine, zice și din prost unul mai mare. Că naște din stejar, stejar răsare, din vulturi și din prost unul mai mare. Deci, cred că ați înțeles cu ce-i vorba. E o glumă, vă rog frumos să vă luați ca atare. De asemenea, am rămas foarte impresionat și cred că toată lumea că parcă suntem și noi dintr-o altă planetă. Pe afară este cu totul altceva, aici este cu totul altceva, parcă se comprimă infinit așa. Și revelația asta a prezenței unor personalități cu totul deosebite ale culturii noastre naționale este determinantă. Multe idei pe care le-a subliniat maestru au fost, bineînțeles, expuse de-a lungul istoriei literaturii, de diferiți poeți și așa mai departe. Mi-amintesc, aș putea face o comparație cât de mie de greu să vorbesc ceva aici cu prietenul tot al lui Eminescu, pentru că, din păcate, avem cam aceeași latură umană a pregătirii noastre. Când l-a luat pe... avea un prieten la Ipotești, un om simpluț, hai să zicem simpluț, care nu știa să se exprime, dar văzând luna, văzând lacul, văzând minunile dumnezeiești ale naturii înconjurătoare, și când l-a întrebat pe mine, cum e Gheorghe? Ce să spună Gheorghe? A putut zice totuși, e bine, e frumos. Cam atâta pot zic și eu acum, nu mă cheamă tot Gheorghe. Din întâmplare să spun aceasta. Pentru că este un moment extraordinar de plăcut
și pentru care mulțumim tuturor care au organizat și în special persoanelor din fața noastră. Cu multă stimă! Eu am două întrebări de pus înainte să pun întrebări, că trebuie să spun că nu credeam, chiar nu credeam să apuc clipa asta să dau mâna profesorul Mihai Șora, care este un monument de cultură, de adevăratele. Și pentru că mă aflu acum aici și am avut onoarea, repet, să fiu față în față cu marele filozof, care sunt cele două întrebări? Prima, în ultimele decenii se vorbește insistent despre criza de cultură. Un francez a scris o carte chiar acum vreo 30 de ani, care se încheia cu această frază: în umbra acestui cuvânt mare, care este cultura, intoleranța crește odată cu infantilismul. Întrebarea este aceasta: dacă domnul profesor împărtășește această temere și dacă da, cât? Parțial, deloc sau în totalitate? Asta e prima întrebare. Haideți cu prima, da? Să răspund la prima? Da, prima. O pun și pe a doua, nu? Prima întrebare, mă auziți? Prima întrebare, dacă intoleranța crește odată cu infantilismul. Cu infantilismul. Despre intoleranță și infantilism. Criza culturii despre asta. Da. În ce fel se leagă ele? Dacă prima este dependentă de cea de-a doua sau cum se coordonează una pe cealaltă? Domnul cita dintr-o carte franceză spunând că domnul cita dintr-o carte franceză, ce autor? Doamne, e vorba despre criza de întrebați la așa. Da. Ce credeți despre cultură? Este o criză sau nu? Există o criză a culturii? Asta era întrebarea. Există o criză a culturii? Am înțeles. Există o criză a culturii? Analiza culturii? O criză, o criză. Criză. O criză a culturii? Da. Dacă există. Scrieți întrebarea. Scrieți întrebarea. Dar nu puteți să o scriți? Ce-o dați scris? Dați-i în scris. În înaintarea ei, ca orice fel de entitate vie, și cultura este o entitate vie pentru că este susținută mereu de minți care sunt vii. Cultura există, deși n-a murit. O criză a ei poate interveni oricând, nu? Ca un strănut care te poate vizita din când în când, dar pe care poți să-l birui, nu? Și să-ți restabilești starea de sănătate. Noi, ca omenire, nu putem trăi fără cultură. Ea face parte consubstanțială din noi. Suntem una cu ea. O producem mereu și ea ne produce la rândul ei. Așa încât în generațiile care săperinde una după alta, este ca și cum ar urca treptele fiecare pășind pe treapta superioară, își aduce rezerva de înțelepciune, de raționalitate, de bun simț. Nu? Și o aduce pe treapta superioară și o aduce cu sine din trecutul propriu și din propria lui experiență.
Noi suntem făcuți ca să fim deschiși la lume, nu? Și starea de închidere ne și anulează. Ne face să nu mai existăm. Și a doua? A doua? A doua, domnule. A doua întrebare este... Ne-a vorbit foarte frumos și destul de consistent despre copilărie. Este și normal, pentru că știm că toți copilăria ne marchează pe toți. Sfârșitul copilăriei este prima dramă pe care o trăim. Ne-o spune și Treangă în amintiri. Întrebarea este asta. Să ne spună, domnul profesor, ceva și despre Senectute, pentru că are un capitol însemnat din Senectute, nu? Despre Senectute. Ce părere are? Despre Senectute. Despre Senectute? Da. 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 Am avut un moș, adică un bunic, bunic patern, și două bunici, paternă și maternă. Bunicul patern a depășit suta. Bunicile paternă și maternă s-au apropiat de ea. În fond, suntem făcuți ca să umplem un secol. Cred că asta este măsura justă, măsura adevărată a vieții noastre. Nu? Câteodată facem ce putem ca să o micșorăm. Și ne izbutește faptul de a o micșora. Dar dacă știm să facem, să mergem în pas cu ea, trebuie să atingem suta. Asta este măsura vieții noastre. Vă rog. Bună seara. Mă bucur foarte mult că sunteți aici. Întrebarea este, care sunt bucuriile vieții sau micile bucurii ale vieții la 102 ani care vă alimentează fericirea. Bravo! Micile bucurii ale vieții. Micile bucurii? Care vă alimentează? Care mă alimentează fericirea. La vârsta de care o aveți. Da, cei 102 ani și 12 zile. Micile bucurii ale vieții sunt bucuria vieții. Să vezi în jurul tău fețe zâmbitoare. Dacă le vezi triste, să contribui cumva să le iști un zâmbet, să faci să apară pe fața lor un zâmbet, să le îndulcești cât se poate viața, nu? Să simți că oamenii din jurul tău sunt apropiații tăi. Dacă simți că oamenii din jurul tău sunt apropiații tăi, nu? Față de care ai datorie, dar te deschide cu simpatia ta și în măsura în care ți-e posibil cu ocrotirea, dacă cel din jurul de lângă tine e mai slab decât tine, atunci cred că ți-ai împlinit unul din scopurile vieții, nu? Să faci ca tot ce este în jurul tău să fie zâmbitor, nu? Și frumos și cald și deschis. Te simți și tu mai bine, infinit mai bine, decât dacă ai provoca mohorâre în jurul tău. Da. Într-o împrejurare în care eram în aceeași formație, dar vreau să o repet și pentru dumneavoastră, Mihai Șora nu are ținere de minte a răului. E ceva care mă surprinde de fiecare dată, pentru că noi ceilalți
spun generic, firește, mai ține minte, ne mai reamintim din când în când de o persoană sau de o împrejurare care ne-au rănit sau care ne-au pus în situații penibile, care nu ne-au priit, care ne-au întristat. Și am constatat că la Mihai Șora, repet ce spuneam și la început, am accentuat pentru că mi se pare important, lumea nu știe împrejurările în care destinul lui Mihai Șora s-a frânt în augustul 1948 și sper să iasă la lumină aceste împrejurări. Noi vom publica dosarul lui de la Securitate, care este, trebuie să știți, cel mai întins dosar, e practic cel mai urmărit dintre intelectualii datorită vârstei fără îmbeală și datorită Bibliotecii pentru Toți și datorită multor altor lucruri pe care le-a făcut și care necesitau o urmărire constantă de către Securitate. Dar ce vreau să subliniez acum este că între toate relele care i-au fost făcute și în această frântură a destinului, nu a reținut decât partea luminoasă, de pildă faptul că a putut să facă Biblioteca pentru Toți. Faptul că a putut să se extragă cumva din răul comun, care era acel rău al anilor 50, și să își păstreze ființa morală intactă. Acest lucru mi se pare lucrul cel mai important. Și mai am o anecdotă pe care poate o povestește la cutremurul din 77, unde era invitat să petreacă o seară lângă niște prieteni. A refuzat să meargă pentru că acolo era turnătorul lui, pe care, din editură, de la Espla, pe care toată lumea îl știa, bănuia, se știa că e cel care îi toarnă. Și deci n-a fost acolo în seara aceea. Toți cei care erau prezenți la acea cină au murit la cutremur. Au fost, deci, Milo Petroveanu, Veronica Porumbacu, Aia Baconski, poetul și turnătorul, bineînțeles. Mihai Șora a scăpat cu viață. L-am întrebat într-unul din filme dacă reține din această persoană, care nici nu-i pomenește numele niciodată și de altfel nici nu are importanță persoana lui biografică, persoana aceasta de carne, ca să spun așa, și cu datele biografice precise, contează numai prototipul. Mihai Șora reține, deși a făcut, e un om care a făcut foarte mult rău, reține partea aceasta luminoasă, faptul că i-a salvat viața într-un fel oricare. Deci undeva un circuit s-a închis sau ceva a făcut ca răul acela să fie un croi cu binele, cumva. Nu știu cum să explic în termeni. Da, mai sunt întrebări? Acolo? Oh. Vă rugăm. Da. Imediat. E cineva în spatele dumneavoastră, după care la dumneavoastră, da? Vă rog. Eu. Aveți microfonul. Bună seara. Am observat că domnul profesor este o persoană credincioasă și aș dori să aflu dacă credința a fost ceva perpetu sau dacă și-a pierdut vreodată credința aceasta. V-ați pierdut vreodată credința? V-ați pierdut vreodată credința? V-ați pierdut vreodată credința? Nu mi-am pierdut-o niciodată. Esențializat. Și-a schimbat poate înfățișarea. Nu? Dacă în vremea copilăriei îl vedeam pe Dumnezeu cu o barbă albă, lungă, și barba a pierit, Dumnezeu n-a pierit. Nu? A conditat să-l crede. Nu. Ca principiu ordonator al lumii. Dar cuvântul principiu e un cuvânt slăbănoc. Nu spune tot dinamismul, toată explozia de energie, de vitalitate, de
viață, de lumină, nu? Care izvorăște de acolo. Cuvintele nu pot decât să-l aproximeze sau să-l arate cu degetul. Nu pot să-l înhațe. Dumnezeu e acolo, deasupra noastră, și are grijă de noi. Cea mai răspândită carte din lume este Biblia sau Sfânta Scriptură, carte tipărită în aproape 2000 de limbi și dialecte, valabilă ieri, astăzi și în veac, pentru că este de origine divină. Principalele condiții pe care omul trebuie să le aibă să fie fericit pe pământ, să asculte cuvântul lui Dumnezeu ce spune Biblia și să-l pună în aplicare. Dacă poporul român, mă refer la poporul român, e valabil popoare din toată lumea, tot ce există pe pământ, dacă a supraviețuit datorită credinței și culturii. Și Biblia ne spune clar că cei care se ostenesc, indiferent pe poziție, în învățământ, medicină, agricultură, industrie și așa mai departe, sunt ca o cetate pe vârf de munte care nu se poate ascunde. Și îi fericește pe acei care se ostenesc, indiferent de pe ce poziție. Aș vrea să spun numai câteva cazuri pe care prezintează Biblia. Poruncă nouă vă dau vouă să vă iubiți unul pe altul. Unul nu-i dragoste, nimic nu e. Are preda și alți cărturași care au spus în evidență acest lucru. Pentru că sunt mai multe cărți la un loc, Biblos, bibliotecă, în Epistola către Evrei a Sfântul Apostol Pavel, capitolul 7, versetul 13, spune așa, aduceți-vă aminte de înaintași și voși mai mare voși, ca vă gândim vouă cuvântul lui Dumnezeu, priviți cu luarea minte cum și-au desfășurat viața și au încheiat viața. Și pe cerul stelat al culturii, din toate domeniile sunt stele, care tot Biblia le precizează, că stea de stea se deosebește între lucire. Una este strălucirea soarelui, alta a lunii, alta a luceavului și celelalte stele. Dar o stea cât de mică, dacă nicărește acolo undeva prin constelație, are locul ei și are valoarea ei. Și pentru că omul are o părție divină trăsut din două părți de om. Un trup trecător câteva decenii pe pământ, iar sufletul este nemuritor. Marele poet George Coșbun, fecior de preot, spune așa că pe cer când soarele a pus, de ce să plângi privind în sus? Mai bine ochii în jos să-i pleci, să vezi pământul pe unde treci, că și nu e vor trăiește în cel mai dus. Cu un comentariu la această poezie, arată clar că soarele l-a simțit, nu dispare. Științific luminează sfera cealaltă a globului și este nemuritor veșnic, așa e și omul. Dacă am avut o nouă explozie de bucurie, să văd un om tot de deosebit care ascunde istorie nescrisă. Chiar dacă se scrie și o să scrie și este și scrisă, nu poate să treacă neobservată. Domnul profesor Mihai Șoara, cu soțitorul lui, aș vrea să spun ce este acest lucru, este istoria nescrisă a prezentului nostru și cei care vin după noi și vor cere o lămurire într-o vizioarecare, cu această mândrie că este fiul de preot, și în viața mea am mai întâlnit am părțile Hușul de Sfântul Moeștea de origine, preot Șoara, nu știu dacă urmași mai are domnul profesor, o spus că ca fiul de preot el, dar dacă mai sunt urmași, dar eu știu precis că am întâlnit, dar nu mai amintesc împrejurarea că o trebuie timpul, acest fiul de preot care sunt mândru că sunt preot. Și statoricea în credință mi-a dat tăria aceasta, am un pic de cultură că am pus să acumulez și credința m-a făcut să ajung până aici. Este o cinste pentru noi, pentru orașul Moinești și pentru conducerea acestui oraș care în ultima vreme
s-a ostenit atât la zilele Moineștilor, care fac și acum 3 zile în festivalul, care acum a anunțat și temele care sunt, să ne ofere această posibilitate să ne aducă cântăreți de valoare, oameni de știință, oameni care au îndrumat cultura și au făcut fată patriei. Vă mulțumesc de toată inima cum ați ascultat, să nu abuzez prea mult de nerăbdarea dumneavoastră și dacă am trecut cu vedere așa niște lucruri mai puțin puse la punct, luate ca o explozie de bucurie din această seară binecuvântată de Dumnezeu. Mulțumesc! Bună seara! Am o întrebare pentru domnul profesor, care este un optimist. Domnule profesor, cum vedeți viitorul României? Vă mulțumesc! Cum vedeți viitorul României? Viitorul României. Viitorul e întotdeauna o necunoscută. Da. În raport cu care noi ne putem pune, având încredere în el sau neavând încredere, angajându-ne să-l făurim sau ținându-ne deoparte și lăsându-l să se descurce singur. Ține de noi să avem viitorul pe care dorim să-l avem. Nu? Dar pentru asta trebuie să îl urmărim și să-l urmărim nu în izolare, ci în așa fel încât să antrenăm toate bunăvoințele care pot fi mobilizate pentru ca viitorul să fie acela pe care ni-l dorim noi. Mulțumim! Cred că e un mesaj optimist cu care trebuie să încheiem această întâlnire. Vă spun sincer, noi toți care suntem aici pe această scenă, avem emoții, pentru că nu mai ai cuvinte. Și tăcerea e un lucru de care cu toții ar trebui să luăm aminte. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, a fost o mare onoare și un privilegiu ca în această seară să avem pe această scenă, aici la Centrul Cultural Lira, nume importante și sunt oameni mai întâi de toate. Și vreau să mulțumesc tare mult Luizei Palanciuc-Șora pentru acest film documentar și pentru prezență. Vreau să mulțumesc tare mult domnului profesor Mihai Șora. Vă mulțumim frumos, domnule profesor! A fost o onoare și o plăcere pentru noi să vă avem timp de 3 zile aici la Moinești și oricum nu plecăm nicăieri pentru că mai avem câteva lucruri importante de făcut. Ileana Popovici, mulțumim tare mult! Irina Margareta Nistor. Ei sunt îngerii noștri păzitori pentru tot ceea ce se întâmplă în acest moment în țară și aici, în special la Moinești. Am invit alături de domnul primar, pentru că la Moinești nimeni nu pleacă fără să fie salutat de domnul primar. Domnule primar, aveți aici un microfon. Eu vă mulțumesc tare mult că ne-ați primit frumos la dumneavoastră acasă. Și eu vă mulțumesc și vreau să fiu mesagerul publicului de aici, să le mulțumesc oaspeților noștri, să le spun că a fost o onoare pentru mine și cred că pentru toți moineștenii, că astăzi am avut așa nume mari aici la Moinești și nu numai astăzi, cele 3 zile pe care le-am petrecut împreună, mari personalități născute, crescute și care trăiesc și astăzi aici în România. Vă mulțumesc că ați ales să răspundeți invitației noastre. N-am să trag eu concluzia acum, am să vă las pe dumneavoastră să apreciați dacă acest eveniment a fost reușit, dar nu pot pleca invitații noștri fără a le oferi o diplomă din partea Unității Administrativ-Teritoriale și pentru a face acest lucru, pentru că știți cu toții, noi aici în jurul Moineștiului am constituit o asociație cu câteva localități. Și pentru că doi primari sunt astăzi prezenți aici, invit alături de mine, domnul Baciu și domnul Ionică. Primarii din regiune s-au reunit aici la Moinești, iată, pentru momente frumoase, momente de suflet. Vă așteptăm alături de noi.
Suntem prezenți, nu contează culoarea politică, am reușit să facem această asociație și interesul nostru este de a promova această zonă, de a implementa proiecte de viitor și lucrăm în prezent la o strategie pe termen scurt și una pe termen lung și sunt sigur că vom reuși ca astfel de evenimente să programăm în fiecare localitate din această asociație, sunt 8 asociații și cred că numai împreună vom putea dezvolta această zonă. Am să acord diplomă și am să încep cu domnul profesor Șora și doamna scriitoare Luiza Șora. Un pic să ne-au și ochelari. Nici o problemă. Dacă nu te-a ceva de auz, trebuie să folosești și eu. Auzul, văzul, mirosul, toate sunt la locul lor. Vă rugăm frumos, domnule primar. Diplomă de excelență domnului profesor Mihai Șora pentru contribuția majoră la realizarea unui act cultural de înaltă ținută în comunitatea moineșteană și pentru susținerea filmului românesc, cu considerație Primăria Municipiului Moinești. Domnule profesor, din partea domnului primar și acestei asociații, o distinție, mulțumindu-vă pentru tot ceea ce ați făcut. Și veți face. Diplomă și pentru doamna scriitoare. Mulțumim frumos. Mergem mai departe. Cadou care simbolizează municipiul Moinești. Sunt câteva volume în memoria lui Tristan Țara. Volume. Domnul profesor citește. Și scrie și pe Facebook, da? Pentru celelalte două invitate, doamna Irina Nistor, spuneam la începutul acestui festival că atunci când dumneaei, când îi aud glasul, deja mi-aduce aminte de tinerețea mea, când multe nopți am petrecut în fața unui video, poate toți dintre noi am făcut acest lucru și era cea care traducea filmele care atunci nu apăreau pe marele ecrane. Iată, astăzi este în carne și oase aici la Moinești și mulțumesc că a răspuns. Îl rog pe domnul primar Gheorghe Bace de la Slănic. Domnule primar, trebuie să ajungem și la dumneavoastră acolo în zonă, neapărat, pentru că aveți o zonă extraordinară și vă mulțumim frumos pentru această primire. Mergem mai departe. Da, vă rog. Nu v-am să spun în mod deosebit ceva, dar pentru că mi-ați lansat așa... Mi-ați ridicat mingea la fileu. Desigur, sunt foarte încântat. Ceva special pentru noi. Cu prima ocazie posibilă, sigur, o să apelăm și noi la oamenii de cultură, de artă, să creăm evenimentele la Slănic Moldova. Vă mulțumesc. Și o invitație mulțumesc. Permanentă de a ne vizita. Cu siguranță. Așa vom face. Cultura ne hrănește și ne unește. E un mesaj cu care trebuie să rămânem, din punctul meu de vedere. Mergem mai departe. De asemenea, o diplomă și pentru doamna Ileana Popovici. Cei care ați fost ieri la filmul pentru patrie, într-un rol principal, ne-a demonstrat că are puterea să fie și actriță. Îmi spunea că n-a urmat facultatea de teatru și film, a urmat conservatorul, dar iată, și-a făcut datoria în acel film, chiar ca o adevărată actriță. Felicitări! Mulțumim frumos! Vă rog, domnule primar! Da, pentru că aveam îndoieli dacă să vorbesc sau nu, dar cred că e bine să spun câteva cuvinte. Vă mulțumesc! În ziua aceasta și ziua de ieri mi-ați adus lumina, vă mulțumesc foarte frumos și vreau să mulțumesc domnului primar al municipiului Moinești, Valentin Vieru, și celor care au trudit pentru aceste manifestări și nu numai pentru acestea, faceți lucruri minunate. Câteodată îmi pare rău că această sală, în ciuda evenimentelor deosebite, nu este foarte plină. Vă mulțumesc! Pentru că a trebuit să alegem și un partener la realizarea acestui eveniment și acest partener este echipa Artis Iași, condusă de domnul Andrei Giurgea. Felicitări! Deci e a doua diplomă pe care o primim. Mulțumesc mult, domnule primar. Stau și mă întreb, nu știu, e pentru susținere sau pentru că înaintăm în vârstă, deja am început să primesc diplome. Asta e foarte interesant. Mulțumim frumos pentru că ne-ați dat această posibilitate să venim cu aceste nume importante aici la dumneavoastră. Ne salutăm și pe colegele din primărie, da? Doamna Mădălina, doamna Simona, au plecat repede pentru că mai au multă treabă, dar nu vă
pot scăpa la următorul moment. Să știți că împreună, dacă ne unim toate forțele de orice natură, putem face astfel de evenimente. Și avem nevoie să ne hrănim, pentru că astfel de nume ne dau energia și puterea, să știți, de a merge mai departe. Pentru noi cei care e foarte multă muncă în spate, aceasta este energia și satisfacția principală pe care o primim. De exemplu, la final, să știi că profesorul Mihai Șora ți-a zâmbit și a dat mâna cu tine, de exemplu. Mulțumim frumos! Mulțumim tare mult pentru aceste momente. Vă rog, domnule primar! Evenimentul nu este gata, mai avem un film. Vă rog să rămâneți în sală, să vizionați și filmul următor. Da, avem o scurtă pauză. Da, mulțumim dumnealor, vă mulțumesc și dumneavoastră, mulțumesc colegilor din Primăria Moinești pentru că m-au ajutat să organizez acest eveniment. N-am avut încredere atunci când am făcut cererea către Ministerul Culturii, dar iată că astăzi trebuie să mulțumesc și Guvernului și Ministerului Culturii că a alocat o sumă pentru realizarea acestui eveniment și sper să nu fie ultima. Și vă mulțumesc, că susțineți cultura, filmul românesc, și avem și noi o datorie la rândul nostru să ne ducem să povestim celor mai sensibili ce am văzut la dumneavoastră, niște lucruri extraordinare, o sală de spectacol, oameni care se interesează de cultură, de lucruri extraordinare, de frumoase, incredibil. Vă spun cinstit, eu am fost până la Târgu Ocna acum 20 de ani și am făcut o emisiune acolo, Bună dimineața, dar n-am venit până la mâine și dacă aș mai face emisiunea aia, mâine aș veni. Dar sunt alții pe care sigur am să-i conving să vină la dumneavoastră să vadă câte lucruri frumoase ați făcut și vă felicit și vă mulțumim încă o dată. Și o să dau așa din casă până ce să vorbească doamna Irina Margareta Nistor. Doamna Ileana Popovic a rămas plăcut, surprinsă și impresionată de această titulatură de Răze și Găzar. Trebuie să ne spuneți, nu? Am învățat și cuvintele. Exact. Scurtul drum cât am fost aici. Mi s-a părut foarte scurt weekendul ăsta, parcă mai scurt ca niciodată. Dar am fost extrem de răsfățați. Și am pus niște poze pe Facebook și deja toată lumea spune dar n-am fost niciodată acolo, așa încât probabil că o să trebuie să faceți, mai faceți niște hoteluri între timp. Și, da. Și inclusiv la Tescan, cât de mult îmi doream să ajung la Tescan și n-am știut că o să se întâmple treaba asta weekendul ăsta minunat. Și m-am gândit acum, chiar mă gândeam că inițiale dumneavoastră sunt 2 de V, deci de două ori victorie pentru acest weekend. Vă mulțumim! Victorie! Și părintele, ia să vedem, vă rog. A, vreți un autograf, am înțeles. Rămâne la domn profesor, da. Ne vedem în spate, imediat, da. Mulțumim tare mult, lăsați-o că rămâne la noi, da, nicio problemă. Nu cantea rămâne, am înțeles, da? Mulțumim frumos pentru susținere, pentru apreciere, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Luiza Paranciuc Șora, domnul profesor Mihai Șora, Ileana Popovici și Irina Margareta Nistor, împreună cu Asociația Artis. Vă mulțumim frumos pentru toate aceste momente frumoase. Ne salutăm și pe cele două doamne agere din Primăria Municipiului Moinești, Mădălina Armeanu și Simona Vodor. Dar finalul nu este aici, să știți. Aplauzele sunt binevenite pentru invitații noștri de excepție. Vă mulțumim frumos! Să știți că facem doar o scurtă pauză, iar la ora 18 vă așteptăm la un pas...